Să știți că, deși nu pare, grupul PPDD avea și un lider. Haralambie Vochițoiu, un alt element tânăr, de perspectivă, care simt eu așa, am eu un feeling că va fi un fel de furnizor oficial de subiecte pentru emisiune. Ia fiți atenți! Îmi dau demisia din grupul PPDD și voi activa în cadrul partidului PUNR. Momentan nu avem PUNR, UNPR. Partidului PUNR, care nici nu există, înțelegi? Bă, deci parlamentarii ăștia ar trebui amendați, mă! Ăștia atentează la o altă specie celebră, bancurile cu milițieni. Bancul cu milițieni, specie amenințată cu dispariția. Ta-da! Recunosc că a fost un anunț dificil pentru mine. Dificil, da, foarte dificil să zici UNPR. Fac o precizare și pentru privitorii mai tineri, care s-ar putea să nu sesizeze diferența dintre UNPR și PUNR. UNPR este un partid de 2 lei, o adunătură de traseiști notorii în frunte cu vicepremierul Gabriel Oprea. Dar măcar ăsta există, pe când PUNR nu mai există de vreo 12 ani, de când a fost absorbit de PC, care nici el nu mai există. Mă rog, aici e un paradox, că PC-ul ăsta n-a existat niciodată. Au existat doar Dan Voiculescu și Pupincu ăsta, mă scuzați, reputații lui jurnaliști de la Antena 3. Să mor tu, să moară măta. Dar să revin la PPD-diștii ăștia veseli. Bă, dacă nu vă puteți concentra, cereți, mă, să se organizeze la Parlament niște ședințe de-astea de noapte, mă, că atunci funcționa și voi ca lumea. Pă la 2-3 așa, a? Când era șeful Dan Diaconescu în formă maximă, cu Tolea, cu Magda, cu Nichita din Romană. Mamă, domnul Dan, hai bă că se poate, bă, adunați-vă un pic. Viața în acest senat nu va mai fi aceeași, cel puțin din punct de vedere al retoricii. Iar ați dat-o pe Golici, copii, așa-i dracu.